Salutare! Eu sunt Andrei și în acest videoclip o să vă arăt cum să face hop cum ar trebui, adică am văzut videoclipul lui Paxi pe That Run, pe acest server sârb. Bine, așa zice că ar fi sârb, acum nu am verificat. Și vă arăt cum se face hop cu adevărat ca să prindeți viteză foarte rapid. Foarte rapid, într-un moment foarte scurt, aveți nevoie și număr de FPS-uri mare. O să vă arăt acum, stați puțin. Bun. Nu știu dacă are meniu de knife. Văd că are, până la urmă. Free experience și... Deci are unul clasicul și ălaltul are pe cu gravitație. O să luăm pe cel cu gravitație. De ce? O să vedeți acum de ce. Deci fiți atenți. Deci W space CTRL A D. Apăsăm A D. Facem chestia asta, ne vârtim mai multe lor de mai multe ori într-un loc și așa prinde viteză. Menținem AD, care înseamnă dreapta-stânga. De fapt e invers, stânga-dreapta. Pentru a prinde viteză mai rapid, puneți un bind, gen bind F plus left. Bind F plus left. Acum când o să apăs F, o să facă efectiv stânga. Bun, dar cum prindem noi viteza aia rapidă? Din prima. Deblocăm 60 de FPS-uri. Noi avem 60 de FPS-uri în momentul de față. Ne ducem la, dacă aveți CS-ul după Steam, vă duceți la video și dezactivați Vertical Sync. Vertical Sync blochează FPS-urile la 60 de frame-uri. Deci, acum o să prind 100 de FPS-uri. Încă nu este suficient. Acum trebuie să scriem consolă. Ăsta, developer 1. Developer 1. Bun, și să scriem acum FPS-urile. FPS max. Eu o să-mi pun 200. FPS. Bine, serverul m-a blocat acum că au o limită de FPS-uri. Dar serverele care nu vă blochează, care permit mai multe FPS-uri, efectiv o să vă lase să prindeți așa viteză. În momentul în care o să faceți puțin o rotire în bază, o să vă arăt pe alt server, că efectiv serverul ăsta mă dă afară, adică nu mă lasă. Bun, stați puțin, care e alt server. Să vă arăt exemplu, viteza respectivă, cum o prind. Bun, acum am găsit un server românesc care nu mă scoate afară. Îl dau cu acum. Aici o să vă arăt cum o să prind eu viteza respectivă cu 200 de frame-uri. 200 de FPS-uri. Bun. Efectiv băgăm developer 1 FPS max 200. Și mai punem ăsta FPS override 1. Deci 3 comenzi, developer 1, FPS max cât vrem noi și FPS override 1. Acum eu prind 200 FPS-uri. Mă burt așa în bază, uitați cât pot să prind acum. Prind aproape 1000 viteză. Și așa prind viteză. Bine, harta asta nu-mi place mie, e cam ciudată.
Ați înțeles acum? Eu am mai jucat de atâta anul trecut. Acum mulți ani am mai jucat, adică știu cum funcționează modul în sine. Modul este cu teroriști, care teroriștii pun căpcane. Iar, na, cantor teroriștii trebuie să îi omoare, adică până la urmă, să ajungă la ei. Acum depinde de server, că na. Mai au și sisteme de duel, cum ar veni să te duelezi cu ei. Bine, nu știu eu mapa asta, efectiv, că nu stau să le învăț acum. Eu v-am arătat exemplu. Dacă faci din bază așa, cu bindul ăla, să-mi pun eu bindul ăla, iar bind F plus left. Unele servere vă restricționează, adică nu aveți voie cu multe FPS-uri. Gen, serverul ăla sârb nu m-a lăsat cu mai mult de 100 de FPS-uri. Dar ăsta românesc, uite, mă lasă cu câte vreau eu. Na. Și cam asta a fost, na, cu acest videoclip. Am vrut să vă arăt cum se face B-Hop în mod corect. Și cum deblocați FPS-urile și toate cele.